găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Astăzi am venit la medicul epidemiolog pentru a discuta despre aerul condiționat. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Doamna doctor, încep perioadele acestea caniculare, deja ne-am confruntat cu câteva episoade și încercăm să aflăm cum putem utiliza aerul condiționat astfel încât să ne ajute, nu să ne facă rău. Spuneți-mi, vă rog frumos, foarte pe scurt, cum putem sau cum ar trebui să reglăm aparatul de aer condiționat astfel încât să nu ne facă mai mult rău decât bine? Pe timp de vară, dacă încăperea respectivă trebuie utilizat aerul condiționat în mod non-stop, atunci, bineînțeles, filtrele se schimbă o dată pe lună. Aerul condiționat, aerul să nu bată, să zic așa, direct pe persoanele care sunt în încăperea respectivă, pentru că pot da diferite afecțiuni, conjunctivite virale, otite, pneumonii, bronșite, laringite și tot felul de afecțiuni respiratorii. Și iar ideal este să nu se depășească diferența de temperatură, cea de 10 grade în minus față de temperatura de afară. Deci dacă afară avem 35 de grade... 25 ar fi maxim. Deci mai puțin, nu, categoric nu. În apartament, ideal ar fi să se instaleze într-o cameră mare, într-o cameră care permite aerisirea, ventilația naturală, în primul rând, a camerei, iar într-un duplex, la fel, pe un perete care este exterior, care are o parte exterioară. În birourile cu foarte mulți angajați, cum procedăm cu aerul condiționat? Menținerea temperaturii optime a aerului condiționat, să nu bată direct aerul condiționat pe angajați și ei, practic, ar trebui să se protejeze, suplimente de imunitate și să aerisească încăperea, să, dacă stau 8 ore în continuu, totuși să se ridice de la birou, să iasă afară, de aceea temperatura aerul condiționat nu trebuie să fie mai puțin de 25-26, în ideea că afară este în 35 de grade, pentru a nu fi schimbarea bruscă de temperatură atunci când ieșim afară. Pentru că atunci pacienții, de exemplu, cu BPOC sau cu astm bronșic pot face episoade de astm și BPOC-știi pot face exacerbări infecțioase de la aceste schimbări bruște de temperatură. Pomenați mai devreme mai multe afecțiuni. Haideți să le luăm puțin pe rând. Cu ce afecțiuni vin de obicei pacienții care stau foarte mult în aerul condiționat? Pneumoniile bacteriene tipice, virozele respiratorii și în această perioadă și, cum am zis, pacienții cu bronhopneumonie cronico-obstructivă și astm bronșic în crize, în exacerbări. Cum capătă aceste afecțiuni? Astmul bronșic este o boală cronică. Deci, exacerbarea astmului bronșic înseamnă un episod acut și infecțios. Dar, în principiu, astmul bronșic nu este infecțios prima oară când apare. Este o boală care se moștenește. Inițial poate fi pe fond alergic, dacă lucrează într-un mediu cu noxe respiratorii. La fel și bronhopneumonia cronico-obstructivă, pe același principiu. Iar bacteriile de unde le pescuim? De unde le pescuim? De peste tot. Din aer, de la colegi, contacti și chiar din aerul condiționat, pentru că aerul condiționat are un mecanism de recirculare a aerului. Iar dacă nu este întreținut corespunzător, în acea tavă în care se acumulează apa, se pot dezvolta foarte multe, foarte multe bacterii. Vorbim de clasicul Legionella pneumophila, de Pseudomonas, care la fel, Pseudomonasul îi place mediu umed. Și atunci, prin recirculare aerului și lipsa dezinfecției corespunzătoare, atunci, practic, ei se și înmulțesc și se răspândesc în aerul încăperii. Iar un pacient care deja are o patologie respiratorie cronică, deci este susceptibil, o imunitate scăzută, bineînțeles că va face o afecțiune respiratorie, mai degrabă o pneumonie. Ați scris vreodată vreo rețetă? Nu se recomandă aer condiționat?
În primul rând, eu nu scriu rețete, adică dacă vreau, am dreptul, dar fiind medic epidemiolog, mă ocup mai mult de starea de igienă a spitalului și de monitorizarea infecțiilor asociate actului medical. Specialitatea mea este o specialitate preclinică, deci nu este clinică, așa ca să ne putem înțelege. Nu. Deci, în principiu, nu am scris, dar știu colegi care lucrează aici în spital, medici pneumologi, care, într-adevăr, recomandă la pacienții cu boli respiratorii cronice să se ferească de noxele respiratorii, aia însemnând, în primul rând, să nu lucreze într-un mediu cu aer condiționat. Să trecem puțin și la vehicule. În mașină pot fi 18-20 de grade dacă așa vrea șoferul. Același principiu este ca și cum ai avea aer condiționat într-o încăpere. La fel, aerul condiționat de la mașină, se schimbă filtrele, se schimbă acel lichid, care cred că tot freon este și la nivelul mașinii. Și la fel ar fi indicat să nu se activeze acel buton de, este un buton de recirculare aerului în interiorul mașinii și aerisirea, geamurile deschise. Spuneați că trebuie să curățăm filtrele aerului condiționat ale aparatului. O putem face noi sau ar fi mai bine să apelăm la o firmă? Cel mai indicat ar fi să apelăm la o firmă de specialitate, o firmă care să asigure mentenanța aparatului, chiar dacă este aparatul nostru de acasă, pentru că ei atunci curăță mecanic aparatul, îl desfac, la sfârșit îl pot monta exact cum trebuie și folosesc substanțe biocide care trebuie avizate de minister, de Ministerul Sănătății, în cadrul Ministerului Sănătății este o comisie de avizare a biocidelor și biocidul respectiv trebuie să aibă avizul respectiv și trebuie să îndeplinească anumite standarde, să aibă activitate pe bacterii, pe virusuri, pe spori, ca să putem să eliminăm atât bacteriile, virozele respiratorii și de asemenea mucegaiul care iar se dezvoltă la nivelul aparatului condiționat, pentru că este umiditate și este praf care recirculă prin aparat. Și de asemenea sporii de la animalele de companie, de pe blana animalelor de companie, la fel animalele de companie năpârlesc în perioada de vară, exact când noi folosim aerul condiționat aproape non-stop. Dacă ar fi să tragem o linie, beneficiile aerului condiționat sunt mai mari decât problemele pe care le poate acesta aduce? Părerea mea că nu putem generaliza, contează de la persoană la persoană, în funcție și cât de sănătoși suntem. Dacă suntem o persoană sănătoasă, fără predispoziție la boli respiratorii, oftalmologice, articulare, atunci, da, îl putem folosi, dar cu indicațiile respective de aerisirea încăperii, de menținerea unei temperaturi optime, de menținerea unei umidități în încăpere. Sunt aparate de măsurat umiditatea și umiditatea ar trebui în intervalul 60-70% și dezinfecția lui periodică, schimbarea filtrelor, freonului, deci mentenanța. Practic spus, iar dacă suntem o persoană care ne știm că suferim de astm bronșic alergic sau de boală pulmonară cronică obstructivă, atunci nu ar fi indicat. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit astăzi. Și noi vă mulțumim și vă mai așteptăm la noi în clinică. Mulțumim încă o dată, iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!